Domnule deputat Laurențiu Leoreanu, bună ziua! Bine ne revedem la a doua emisiune cu caracter electoral, încercăm să... Cred că e a treia. A treia. Cred că e a treia emisiune. Asta n-am făcut-o pentru o statistică, ci am făcut-o din respect și față de postul dumneavoastră televiziune și față de romașcani, sigur, care pot afla prin intermediul dumneavoastră proiecția noastră cu privire în această campanie și cu această ocazie vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru disponibilitate și în același timp să îi salut pe romașcanii noștri, dar și pe toți cei care privesc postul dumneavoastră cu respect și cu stimă. O să încerc să încep cu un subiect discutat și am să vă rog chiar să vă rog să-mi dați punctul dumneavoastră de vedere atât personal cât și ca politician, deputat de Neamț. Se vorbește mult în perioada asta în rețelele de socializare despre votul diasporei. Ne apropiem de turul 2, de votul la final, la sănătos. Se vorbește mult dacă diaspora ar trebui sau nu să se mai implice în viața politică a României, mergând pe ideea. Și am văzut treaba asta la mai multe persoane, atât de dreapta, cât și de stânga, cât și de centru. Poate că diaspora ar trebui să se oprească din a se implica în viața internă a României, de vreme ce au decis să părăsească România. Cred că e o gândire bolnavă și mi-asum acest cuvânt, dacă putem avea o asemenea percepție. Și chiar mă doare. Și chiar mă doare pentru că vorbim de români de-ai noștri. Eu însumi cunosc foarte mulți dintre ei. Oameni onești, oameni muncitori, oameni implicați de la cel mai înalt nivel, adică despre treapta științifică academică, până la cea de lucrător efectiv, de meseriaș, om de calitate, care a reușit să se adapteze vieții din Occident. Păi aici avem, nu ne-ar ajunge câteva ore să vorbim despre acest lucru. Putem spune așa, în primul rând, oamenii aceștia n-au plecat de bine din această țară. Au plecat datorită unei tranziții care s-a prelungit, datorită lipsei locurilor de muncă, datorită unei salarizări precare pentru locurile de muncă existente, datorită lipsei cercetării, a unui mediu academic și de cercetare la nivel înalt, vorbim pentru cei care lucrează în universități, în studii de, în institute de cercetare, acolo unde fac știință la cel mai înalt nivel și unde dotarea, rețeaua, infrastructura din țară nu le-ar fi permis să ajungă la aceste rezultate. Așa, de-a lungul timpului am putea să vorbim de oameni mari, de Emil Cioran, am putea să vorbim de Henecoandă, am putea să vorbim de oameni care și-au dovedit valoarea lor profesională, științifică și care au rămas cu numele înscris în descoperirile acestor lumi, ce ar trebui să ne depărtăm de ei, că nu mai sunt români, vorbim de Eugen Ionesco, vorbim de Brâncuș, nu, vorbim de Cioran, vorbim de Mircea Eliade, păi ce facem cu acești oameni? Ne detașăm de ei? Nu. Acești oameni au ajuns în diferite părți ale lumii, unii poate frustrați de ceea ce se întâmplă în țară, alții căutând noi experiențe, căutând noi locuri în care să învețe, în care să-și găsească un tărâm prielnic de dezvoltare personală, profesională, științifică. Și venim la cei din zilele noastre. Sunt oamenii, eu însumi am colegi care sunt în Statele Unite, în Canada, care sunt în Franța, în Israel, buni români, patrioți, care simt românește, care își ridică drapelul la geam de ziua națională, așa cum nu fac mulți români, care se ridică în picioare când aud imnul, care sună imediat în țară, interesându-se atunci când aud de un lucru bun și frumos sau când aud de un lucru rău și urât. Sunt oameni pe care trebuie să-i respectăm. Adică acești români, când ne duc numele nostru mai departe al României ca buni ambasadori prin ceea ce fac, când înscriu cu aur numele lor în descoperiri, în proiecte mari la nivel mondial,
sunt buni. Atunci când acești români care muncesc în străinătate trimit bani în țară familiilor lor, care cu acești bani își dezvoltă, își susțin, își întrețin familia, își construiesc casă sau își deschid o mică afacere și din acei bani plătesc și taxe și impozite la bugetul local sau la bugetul de stat, atunci sunt buni. Și nu vorbim de sume mici deloc. Și nu vorbim deloc de sume mici. Aduceți-vă aminte chiar că în urmă cu câțiva ani vorbeam de miliarde de euro care erau contribuții importante la buget. Atunci sunt buni. Atunci când au un cuvânt de spus, atunci când au o opinie, atunci când trebuie să meargă la vot, nu mai sunt buni. Nu putem cântări cu două unități de măsură. Eu cred că să avem grijă ca noi, românii, cei rămași în țară, să nu devenim mai puțin buni români decât românii de afară. Și cred că cu asta am spus totul și am încheiat acest subiect. Avem români în țară, avem români în diasporă. Suntem frați, ne respectăm, ne adunăm cu toții sub același steag, tresărim cu toții la același imn, ne sărbătorim cu toții cu drag ziua națională, simțim și trăim românește și în același timp, având obligații ca români, trebuie să ne bucurăm și de drepturile pe care ne le conferă Constituția. Așadar, români de oriunde, fiți implicați în viața țării noastre, e țara noastră în care trăim, pe care o iubim, pe care o vizităm și pe care dorim să o vedem cât mai sus și cât mai dezvoltată. Înțeleg că Partidul Național Liberal se bazează în momentul acesta pe votul diasporei? Partidul Național Liberal se bazează pe votul diasporei așa cum se bazează și pe votul românilor din țară. Dacă ați văzut și în primul tur și la europarlamentare, deci vine o confirmare. Noi am pornit la europarlamentare de pe postul de challenger, știți? Da. Cu mâini în tenis, când joci un meci cu unul care te-a bătut anterior, vii și joci acum și ai luat break-ul. Noi am luat break-ul la europarlamentare, știți? Și acum la turul întâi la prezidențiale, cum e vorba în tenis, am consolidat break-ul câștigându-ne game-ul. Ei, acum avem minge de set și game în turul 2 și eu sper că atât românii din țară cât și românii din diaspora vor da un vot unui președinte democrat, unui om care s-a luptat pentru ca România să fie menținută pe acest parcurs pro-european, în această alianță nord-atlantică, un partener de încredere a Statelor Unite, un partener de încredere al țărilor din Uniunea Europeană, un om care mereu a susținut că justiția, că legea trebuie să fie respectată în țară, că trebuie păstrate echilibrele macroeconomice, că românii au nevoie de o țară în care să se simtă fericiți, în care să poată trăi bine, o țară în care să fie respectați, o țară în care să știe fiecare că dacă a greșit, plătește, iar în momentul în care are un merit, se poate bucura de recunoștință. Cred că acest lucru a fost susținut de președintele României, iar celor care vin cu tot felul de invective și spun că ce a făcut președintele în ultimii 5 ani, le-aș spune așa, că președintele a făcut tot ceea ce a permis Constituția și tot ceea ce a putut să facă după ce PSD-ul, Hulpaf, a încercat și de multe ori a reușit să-l golească de atribuții și de conținut. Președintele a luptat, președintele a fost prezent mereu în instituțiile internaționale, în comisiile internaționale, la Comisia Europeană, la Consiliul European, în vizite de stat în marile state ale Europei și ale Americii, susținând cauza României, susținând securitatea națională, dezvoltând o politică externă pro-România și pro-români. Deci președintele Iohannis, așa cum am spus, a făcut tot ceea ce a permis Constituția să facă și mai mult decât atât, a avut de luptat cu o majoritate nocivă în Parlament, care a căutat să-și impună punctele de vedere nu pe ceea ce înseamnă o viziune progresistă pentru România, ci să-și impună punctele de vedere având ca scop doar modificarea justiției, să-și salveze pe cei care erau certați cu legea, să elibereze. Păi, ne aducem aminte de recursul compensatoriu, de cei peste 20.000 de infractori care au ieșit în stradă, de mii de criminali și de violatori. Ne aducem aminte cu tristețe și cu suspin de ce crima de la Mediaș, de fata lovită în fața liftului la Alba Iulia, de fetele și surorile sau poate soțiile sau mamele noastre violate de acești neoameni
oameni care au fost eliberați în stradă, peste 20.000 de infractori odată aruncați în stradă, a ajuns în România să aibă drepturi mai mult infractorii decât oamenii de bună credință. Președintele Iohannis a spus și acest lucru, Partidul Național a susținut acest lucru. Eu cred că acum oamenii au văzut și sunt în cunoștință de cauză. Eu nu cred că oamenii pot să voteze un candidat care a girat un guvern și o majoritate parlamentară care s-a dedat la astfel de acțiuni, la acțiuni împotriva democrației, împotriva statului de drept, care a produs majore disfuncționalități în economie, care nu a sprijinit mediul de afaceri, care nu a dezvoltat România, au promis 3 spitale regionale, nu numai că nu s-a făcut niciunul, n-a început niciunul, a promis 3 autostrăzi care să lege regiunile istorice, nu a făcut niciuna, a promis că vor face peste 350 de kilometri de autostradă, au reușit să facă doar 22 de kilometri de autostradă, n-au adus investiții majore în țară, o să spună cineva, nu-i treaba guvernului să aducă investiții, ba da, prin acțiunile, prin avea o predictibilitate în ceea ce înseamnă codul fiscal, în ce înseamnă măsurile proactive pentru susținerea mediului de afaceri, înseamnă că creezi aici, în țară, un câmp prielnic pentru dezvoltarea investițiilor. Atunci când au văzut că un cod fiscal se modifică de câteva zeci de ori într-un an, sigur că mediul de afaceri și firmele s-au strâns precum sporul. Unele au căutat să părăsească țara, altele au căutat să-și reducă afacerea, alții au căutat să reducă numărul de lucrători, ceea ce a avut un impact negativ nu numai în economie, ci și în viața socială. Despre aceasta vorbim. Iată, Iohannis încă o dată se profilează ca fiind candidatul cu profilul de președinte, om de stat, care are un cuvânt de spus și susține România și românii. Deci, practic, eu am auzit de mai multe ori, ajungem în situația, din nou, să votăm răul cel mai mic. Se folosește. Se folosește pentru că sunt lucruri aruncate pe piață. Ați văzut ce... Și vin din diferite părți. Acum, eu aș vrea să lămurim câteva lucruri apropo de fake news-uri. S-a aruncat sus și tare. PNL a venit la guvernare, PNL va închide spitale. Nu, PNL nu va închide niciun spital. Mai mult, PNL a depus, de când a venit la guvernare, scrisori de intenție pentru construirea spitalului regional de la Iași și de la Cluj, pentru studii de fezabilitate și pentru a se demara activitatea și a putea profita de banii europeni pe care îi avem la dispoziție. S-a spus sus și tare că PNL va tăia pensii și salarii. Nu, PNL nu va tăia nicio pensie și niciun salariu. Mai mult decât atât, PNL va avea o analiză foarte serioasă, astfel încât bugetul construit să poată asigura și creșterea pensiilor și salariilor așa cum au fost gândite prin legislație, astfel încât să nu aducă prejudicii românilor. Iată chestii de fake news. Fiți atenți până unde au putut să ajungă. Tocmai pentru a încerca să vină cu argumente că PNL-ul va tăia pensii și salarii, în luna octombrie, în județul Dolj, Check Bank, prin care este cel care furnizează pe card pensiile pentru români, au dat pensii în quantum la valoarea din august 2019, nu din septembrie 2019. Deci nu au dat pensiile înainte de mărire, cu toate că ei cu o lună înainte dăduse pensii majorate. Astăzi de dimineață am văzut premierul, am văzut că și ministrul de finanțe și ministrul muncii și protecției sociale au cerut demisia directorului la Check Bank, pentru că în județul Dolj s-a ajuns la acest lucru. Căutăm PSD-ul să influențeze și să confirme că, uite, PNL-ul deja începe să scadă. Așa ceva nu se poate întâmpla decât într-o țară comunistă spre bolșevică sau într-o țară bananieră. Eu cred că aceste lucruri sunt de un derapaj de excepție care nu poate fi gândit că s-ar putea întâmpla într-o țară europeană. Deja se vor lua măsuri, oamenii să-și primească sumele, iar cei care se fac vinovați să fie destituiți. Iată la ce se dedau.
iată la ce lucruri vin în fața, cu ce lucruri vin în fața românilor. Nu, PNL spune foarte clar și a spus-o prin vocea președintelui Iohannis, prin vocea premierului Ludovic Orban, prin vocea ministrului de finanțe Florin Câțu, prin vocea noastră a parlamentarilor. Nu, PNL nu va închide spitale, nu, PNL nu va închide școli, nu, PNL nu va scădea salarii și pensii, da, PNL va construi spitale regionale, da, PNL se va bate să construiască autostrăzi, da, PNL va moderniza școli, da, PNL va crește salariile și pensiile în conformitate cu legislația în vigoare. Astea sunt adevărurile. Nu putem să ducem minciuna la nivel de adevăr și să o repetăm, astfel încât să-i ducem pe români într-o stare de neîncredere, pe unii într-o situație de isterie, pentru că se creează, oamenii se gândesc, se sperie. Nu putem să facem aceste lucruri. Și de aceea și prin emisiunea dumneavoastră vreau să-i liniștesc pe toți și să le spun că lucrurile vor decurge firesc, așa cum legislația prevede, într-o Românie normală, condusă de un guvern normal, și de aceea în turul 2 din 24 noiembrie vă invit să-l votăm pe singurul candidat normal pentru președinția României, pe Klaus Iohannis. Românii trăiesc, din nefericire, de câțiva ani încoace, într-o stare de nesiguranță. Schimbările sunt majore, sunt câteodată radicale, sunt schimbări de la de azi pe mâine, de la nimic la altceva sau de la altceva la nimic. Acest vot pe care îl vor acorda președintelui Iohannis, sau nu îl vor acorda, dar hai să presupunem că îl vor acorda. Îl vor acorda. Iohannis, le va asigura această siguranță pe care și-o doresc românii? Venirea președintelui Iohannis în al doilea mandat la Cotroceni va însemna în plus un element de încredere, de stabilitate, de siguranță, de respect și de legislație și o justiție corectă, echidistantă și dreaptă în România. Președintele Iohannis a anunțat-o nu numai public, dar și cu ocazia diverselor întâlniri pe care le-a avut cu noi, Partidul Național Liberal, atât la nivel de conducere, de staff național, cât și la nivelul vizitelor pe care le-a avut în diverse județe. Acolo unde președintele Iohannis a spus clar că își dorește un guvern care să guverneze pentru români și pentru România. O Românie normală înseamnă o țară în care să poți beneficia de servicii medicale de calitate, în siguranță, nu știu ce OZN-uri, dar în care când te duci într-o policlinică, într-un spital, să fii tratat omenește. A fi o țară normală înseamnă să avem școli în care copiii învață în condiții bune, în care părinții stau liniștiți la serviciu, pentru că știu că copiii lor sunt în siguranță și învață având o asistență educativă de calitate. A avea o țară normală înseamnă a avea un sistem rutier de bună calitate, în care să ne putem deplasa pe străzi într-o mai mare siguranță. Accidente se întâmplă peste tot, dar nu în măsura care se întâmplă, vorbim, dacă vreți, aici la noi, pe 85, unde practic deja a fost numit un drum al morții. Este. Vorbim de o țară normală, acolo unde oamenii se pot simți bine în pielea lor, în locuința lor, în țara lor, la niște taxe și la niște impozite de bun simț, din care țara să se poată dezvolta, dar pe care și românii să le poată plăti. A fi o țară normală înseamnă că românii să se poată deplasa în țară, să-și poată permite un weekend sau un concediu în condiții de curățenie, de civilitate, de bun simț, astfel încât să se simtă bine. A fi o țară normală înseamnă o țară în care sistemele funcționale să aibă operaționalitate optimă. Învățământ, sănătate, ordine publică, siguranța cetățeanului, securitate națională. A fi o țară normală înseamnă o țară în care românii din diaspora, încetul cu încetul, să înceapă să se întoarcă. A se întoarce înseamnă un semnal ca la ce? Înseamnă o intrare în normalitate. A fi o țară normală înseamnă să avem investiții cu
oameni angajați care să aibă un salariu decent, din care să poată trăi. Lucrurile acestea se pot întâmpla în condițiile în care putem avea un mediu economic care să funcționeze normal, în care codul fiscal să nu se schimbe de 20 de ori pe an și să fie nebuniți. Ce facem cu split TVA-ul? Ce facem cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat? Ce facem cu impozitele mărite? Ce facem cu ANAF-ul care îi calcă în picioare și vine și pentru că l-a găsit cu 5 bomboane sau cu 10 lei în casă în plus, să-i închidă societatea sau să-i blocheze conturile. Păi dacă i-ai blocat conturile și a închis societatea, omul cum muncește? Omul cum își poate recupera să-ți plătească amenda sau să-și achite prejudiciul? Vorbim despre lucruri care trebuie să funcționeze normal. Și atunci când lucrurile acestea vor funcționa normal, și românii se vor simți bine și vor avea un element de creștere major. Iar Klaus Iohannis este președintele care poate fi un stâlp de încredere în acest parcurs, în această viziune. A avea o țară normală înseamnă o țară care într-o perioadă nu foarte lungă ar trebui să se reorganizeze administrativ. Eu am anunțat-o ca pe un proiect de țară. Nu știu dacă v-ați spus vreodată, unii din colegi mi-au zis că nu-i momentul să vorbesc despre asta, alții mi-au zis să o lăs să vorbesc mai încolo. Eu am vorbit cu vreo 2-3 ani în urmă și am spus, avem nevoie de un proiect de țară privind reorganizarea administrativă și teritorială a României. Haideți să ne gândim că Polonia deja a făcut de două ori reorganizarea și se gândește la al treilea pas. Nu-i posibil să avem comune, unități administrativ-teritoriale care să nu-și poată asigura veniturile pentru iluminatul public sau pentru asigurarea salariilor celor din primărie. Să stea cu mâna întinsă la Consiliul Județean sau la Guvern pentru a primi fonduri să se întrețină. De aici și dependența lor de ceea ce înseamnă banul dirijat politic și atunci înseamnă și această sub tutelă, această vasalitate și această plecăciune politică care duce la o distorsionare a votului. Avem nevoie de comune care să nu aibă sub 5.000 de locuitori, orașe care să nu aibă sub 10.000 de locuitori, municipii care să nu aibă sub 30.000 de locuitori, județe care să nu aibă sub 1.500.000 de locuitori, care să fie cu o situație a venitelor sustenabilă, să-și poată asigura funcționalitatea, să-și poată asigura chiar și o parte din dezvoltare, iar acolo unii nu reușesc prin proiecte europene, prin proiecte guvernamentale, să fie susținut și a se dezvolta. Avem nevoie de motoare de dezvoltare în România. În momentul de față doar peticim. Mai dăm 5 lei la o primărie, 10 la alta, să-și plătească salariile, să-și pună două becuri și să-și asfalteze 100 de metri de drum. Asta nu asigură o dezvoltare a României. Asta nu asigură o Românie normală, ci asigură o linie de supraviețuire, așa cum o familie de oameni în vârstă la țară, care au un hectar, două de pământ, fac o agricultură de subzistență, încercând să trăiască de pe azi pe mâine. România e o țară europeană, are nevoie de un parcurs european, are nevoie de o dezvoltare durabilă și sustenabilă. România are nevoie de un parcurs european, are nevoie de o stare de normalitate pe care candidatul Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis, o poate aduce. E singurul care o și de aceea susțin, chiar cred în această idee și o susțin, nu că este candidatul care ne reprezintă, ci că chiar cred că dintre cei doi nici măcar nu putem să facem o comparație. Spuneați mai devreme de întâlnirile pe care le-a avut președintele Iohannis cu cetățenii prin diverse județe. Dacă nu mă înșel, astăzi ar fi trebuit să fie prezent în Neamț. Da, așa a fost o programare să fie prezent în Neamț, numai că lucrurile s-au mișcat foarte, foarte repede și ați văzut acele discuții cu dezbaterea și cu... Vreau să vă întreb și... Și atunci a fost programată această dezbatere cu ziariști din tot spectrul mass media, cu mediul academic, cu reprezentanța ai școlii naționale de politică și administrație, așa cunoscut sub prescurtat SNSPA-ul. Deci este o activitate care va avea o acoperire națională și sigur că noi cei din Neamț, care l-am fi dorit să fie astăzi la noi, nu puteam să nu înțelegem acest lucru și îi dorim mult succes în această seară. Suntem alături de domnia sa, de altfel și noi ne facem treaba. Am avut activități, întâlniri și ieri cu
cetățenii în stradă, am avut întâlnire și în sală de conferință cu segmente socioprofesionale din Roman. Astăzi avem întâlnire cu mediul de afaceri, mâine vom avea întâlnire cu reprezentanți din sistemul de învățământ, apoi cu sistemul din administrația publică, vom avea întâlnire cu mediul de cu cei din sănătate. Încercăm să ne întâlnim, dar nu doar prin spectrul unei campanii electorale, ci dacă tot avem acum un guvern liberal, să adunăm și puncte de vedere din bază, din baza sistemelor, astfel încât să avem o percepție corectă și coerentă pe care să o înaintăm miniștrilor noștri și să-i poată ajuta în deciziile lor. Pentru că nu guvernăm pentru guvern, ci trebuie să guvernăm pentru țară și pentru români. Corect. Există niște voci tot pe prețelele de socializare, care susțin că Viorica Dăncilă poate ar trebui să forțeze cumva intrarea la această întâlnire pe care președintele Klaus Iohannis o are cu mediul intelectual. Da? Și întrebarea mea este dacă ar fi o mișcare politică greșită sau nu, pentru că românii așteaptă o dezbatere televizată între candidați. S-a făcut, se face peste tot în lume, în așa fel încât candidații să-și expună părerile, planurile de viitor. Am două paliere de răspuns pe acest subiect. Unu, cei care o îndeamnă pe doamna Viorica Dăncilă să se ducă acolo, îi vor rău. E ca și cum dumneavoastră vreți să veniți la mine în casă, eu am o întâlnire cu prietenii și vreți să forțați ușa și să intrați. Adică s-ar pune într-o situație ingrată, dificilă, să intre la o activitate a cuiva care și-a organizat-o, și-a programat-o, are invitați, e pregătit într-o temă de discuție, să facă ce? Să intre, să forțeze, să dovedească că ce? Eu cred că doamna Viorica Dăncilă ar trebui, prin atitudine, să mai salveze din ce ar putea să salveze. Și am să trec la al doilea răspuns aici, în sensul în care nu-i destul că s-a făcut de râs în țară, s-a făcut de râs și în străinătate. Păi tocmai de aceea și președintele Klaus Iohannis nu poate ieși alături de Viorica Dăncilă. Pentru că să ne aducem aminte că în primul mandat Klaus Iohannis a ieșit alături de Victor Ponta și a dezbătut. Dar alături de Viorica Dăncilă, care a fost un premier care a girat un guvern nociv pentru România, care s-a bucurat de o majoritate, ba chiar a susținut o nocivă din Parlament a PSD-ului, care a fost persoana care, deplasându-se în diferite locuri, a ajuns la Suceava spunând că se află la Hunedoara, a ajuns la Sibiu crezând că se află la Alba, s-a dus în Muntenegru spunând că e în capitala Kosovo. Deci sunt niște derapaje, să zicem, la nivel cognoscibil, care să zicem că la nivelul unui premier sau președinte nu le poți trece cu vederea. La nivelul unui om de rând să zici, da, am încurcat. Când te duci acolo pregătit și stai la masă cu Ion, nu poți să-i spui Ileana. Dar să zicem că s-ar putea trece. Dar tu când girezi niște lucruri, niște acțiuni, când te face atent Comisia Europeană, că intri în derapaj și s-ar putea să ne luăm stare de infringement pe blocarea fondurilor europene, când recomanzi comisari europeni pe bandă la Bruxelles, care au diferite probleme de legalitate, de moralitate sau de competență și pe care Comisia Europeană ți-i respinge, când ai o atitudine refractară față de statele democratice din Europa, când ai o stare de respingere față de partenerul strategic, când atunci președintele pleacă la adunarea ONU, te duci și tu căutând pe holuri să te întâlnești, să-ți faci o poză cu un oficial american, anunțând că se va întâlni cu vicepreședintele Mike Pence și acesta a trecând și a ignorat-o și a făcut semn că nu are timp de ea, punându-o într-o stare de umilință, nu pe Viorica Dăncilă, pe premierul României. Deci atunci putem spune că președintele nu se poate afișa alături de un om de acest gen. Nu. Și să vă mai spunem un lucru. Ține, dacă vreți, și de fair play-ul sportiv. Până la urmă, este o competiție în care fiecare aleargă pe culoarul lui. Ca la 50 de metri viteză, da?
fiecare aleargă, cel care trece linia e câștigătorul. Nu se bagă unul pe culoarul celuilalt. Dacă presa are să-i pună întrebări, să-i pună orice întrebare dorește, indiferent cât e de comodă sau de incomodă, și președintele să-i răspundă. La fel și în partea cealaltă. Dar ca să vină Viorica Dăncilă, să ce? Să-i pună întrebări președintelui Iohannis, cea care a girat un guvern ulit în Europa, cea care a girat o majoritate parlamentară nocivă în Parlamentul României, nu cred că asta ar fi sub demnitate. Într-o situație de nivel înalt al competiției, nu poți să pui alături Olimpicul și Corigentul. Și ca să ne apropiem de final și de concluzii, spuneți-mi, vă rog, haideți să vorbim de prognoze. Eu aș vrea să vă spun un lucru, că eu așa cred. Victoria președintelui Iohannis nu este sub semnul întrebării. Sub semnul întrebării este doar procentul cu care va câștiga. De altfel, și partenerii noștri din opoziția parlamentară, PMP-ul, da, a anunțat clar că îl va susține pe președintele Iohannis în turul 2. USR-ul și Plusul au anunțat clar că îl vor susține pe președintele Iohannis în turul 2, atât prin vocea președintelui USR Dan Barna, cât și prin vocea președintelui Plus Cioloș. Amândoi au anunțat că îl susțin și că partidele trebuie, de altfel gândiți-vă și cum ar fi cât, atât timp cât PSD-ul a făcut USR-ul Plus a fi un partid neomarxist, un partid de extremă stângă, gândiți-vă că acum USR-ul, care a promovat principiile de dreapta, care a susținut moțiunea, care a votat guvernul de dreapta și care se poziționează ca un partid cu vederi de dreapta, progresist, gândiți-vă ce ar fi să o voteze pe Viorica Dăncilă sau să nu se prezinte la vot, pentru că eu mai spun un lucru, neprezentarea la vot sau a merge și a anula votul înseamnă indirect un vot acordat lui Viorica Dăncilă. Adică, practic, o susținere pentru Viorica Dăncilă, nu o susținere pentru Klaus Iohannis. Adică ar recunoaște că moțiunea pe care au votat-o, de fapt, n-au vrut să o voteze, guvernul pe care l-au votat, că de fapt n-au vrut să-l voteze, că acel protocol pe care l-am încheiat împreună nu ar fi dorit să-l încheie. Ori eu cred că nu se poate așa ceva, mai ales când liderii au anunțat că îl susțin pe Klaus Iohannis. Atunci, dacă ar face acest lucru, dacă ar face un boicot la Iohannis sau ar vota-o pe Viorica, ar confirma USR Plus ceea ce a spus PSD-ul, că e un partid neomarxist de stânga. Deci eu cred că nu se află în o astfel de stare, iar eu cunosc mulți membri USR Plus și din Roman, și din județ, și din țară. Și știu că au vederi de dreapta, știu că chiar mulți dintre ei și în turul întâi l-au votat pe Klaus Iohannis. Și eu sunt convins că într-o majoritate covârșitoare membrii USR Plus îl vor vota pe Klaus Iohannis. PMP-ul așadar îl va vota pe Klaus Iohannis. Eu cred că o mare parte din cei care l-au votat pe Mircea Diaconu nu se vor prezenta la vot. Cei care l-au votat pe omul Mircea Diaconu, cei care au mers din spatele celor două fluxuri politice pro-România și ALDE se vor împărți, ca să fac o analiză la rece, UDMR-ul, fi membru PPE, îl vor vota oamenii pe Klaus Iohannis, de asemenea într-o proporție covârșitoare, iar Klaus Iohannis voturile care le-a luat în primul tur le va lua în continuare, pentru că românii s-au mobilizat pentru a avea o țară normală cu un președinte care poate să asigure acest lucru. Așadar, printr-o analiză sintetică, cât mai simplă, dar nu simplistă, eu cred că am putut să aduc un argument în tranșarea victoriei în dreptul președintelui Klaus Iohannis și în turul al doilea. Cred în această victorie și cred că vom avea un președinte care va asigura o stare de normalitate, care într-o foarte bună colaborare și conlucrare cu guvernul României va aduce într-un termen foarte scurt lucruri bune pentru România care să se vadă. Trebuie să facem acest lucru. Dacă vor fi derapaje, cu tot dragul pe care l-am pentru partidul din care fac parte, voi fi
una din acele voci care va atrage atenția și va spune: am luptat să aducem o președinte pentru o Românie normală și să avem un guvern pentru o țară ce vrea să se dezvolte. Voi lupta, și parafrazând acel citat al lui Voltaire, că voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru ca tu să poți să nu fii de acord cu mine, voi spune acest lucru, cu voi lupta până la ultima picătură de energie, astfel încât romanul, neamțul, Moldova, pentru că aici reprezint, să poată simți că n-a dat votul în zadar, ci a dat un vot pentru normalitate, pentru o Moldovă dezvoltată, pentru un neamț respectat și pentru un roman prosper. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Rămâne să vedem cum se vor prezenta romașcanii, nemțenii, moldovenii și românii, atât cei din țară cât și cei din diaspora, la vot. Eu vă urez acum mult succes. Mulțumim. Deși poate nu e nevoie să mă urez și succes. Ba da, e nevoie. E nevoie de punctul de vedere a fiecărui român, e nevoie de votul fiecărui român, e nevoie de buna credință a fiecărui român. Împreună suntem o forță. Singuri suntem o frunză pe apă. De aceea vă invit duminică pe toți să ieșim la vot, să votăm poziția 1 pe buletinul de vot, Claus Iohannis, președinte pentru o Românie normală. Vă mulțumesc!